Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Soare și vă invit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta! Localitățile din țară unde urșii coboară des în căutare de hrană vor fi protejate cu garduri electrice finanțate din bani europeni. Primele astfel de sisteme au ajuns deja pe plaiurile mioritice, iar autoritățile ne asigură că acestea vor fi montate în cel mai scurt timp. Rămâneți alături de noi în următoarele 10 minute. Vom vorbi despre Halloween, despre celebra navă Laborator Tara. Vom afla mai multe secrete ale gastronomiei și, bineînțeles, nu au cum să lipsească datele despre vreme. Sărbătoarea de Halloween este așteptată cu nerăbdare, mai ales de către copii și tineri. Puțin știu însă că participă la o ceremonie de origine păgână dedicată celor trecuți în lumea umbrelor. Interesant este faptul că, de-a lungul timpului, această așa zisă noapte a morților vii și-a păstrat neschimbată semnificația și tradiția. Mai mult a depășit spațiul american și a revenit la locurile de origine, dar ca produs de import. Pentru că este sărbătorită nu numai în spațiul anglosaxon, dar și în multe alte țări de pe glob. De fapt, această tradiție a fost adusă în America în secolul al XIX-lea de către imigranții irlandezi și scoțieni. Există credința conform căreia, în această noapte, spiritele morților se întorc pe pământ în căutarea unor corpuri în care să se reîncarneze. De asemenea, în trecutul îndepărtat, Halloween-ul era și o sărbătoare agrară și pastorală, coșurile încărcate cu nuci, mere și dovleci fiind simbolurile acesteia. Emblema sărbării este dovleacul cioplit și cu o lumânare aprinsă în interior. Pentru a pune pe fugă duhurile rele, se așează la porțile caselor sau pe garduri, obiceiul provenind din folclorul irlandez. Celebra navă Laborator Tara s-a întors acasă într-un port din nord-vestul Franței după o expediție de 2 ani în jurul globului. A navigat 70.000 de kilometri prin Atlanticul de Sud, Pacific și în jurul Antarcticii. Goeleta are la bord 3 laboratoare, iar în acești 2 ani au fost colectate 25.000 de mostre pentru mai multe studii științifice. Una dintre acestea a avut în centrul atenției planctonul, un factor extrem de important pentru ecosistem, datorită căruia oceanul captează 30% din emisiile noastre de carbon. Tara va pleca din nou la drum în primăvara anului viitor pentru o misiune privind poluarea chimică în largul oceanelor. Vorbim în continuare despre evoluția vremii în zilele următoare în țara noastră. Așadar, la noapte cerul va fi variabil, dar așa cum v-ați obișnuit, în interiorul arcului carpatic și în zonele joase cu precădere din sud și din est va fi nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade Celsius. Mâine, vremea se anunță mai caldă decât în mod normal la această dată. Începem săptămâna cu vreme bună cam peste tot, soare nori strict decorativ, dar dimineața vor fi nori stratiformi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări la munte pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade Celsius. În București, săptămâna începe cu vreme bună, mult soare, 23, posibil chiar 24 de grade, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă. Și la munte găsim timp frumos, mâine, soare, nor strict decorativ, apar ceva ploi trecătoare doar prin masivele sudice. Vântul se va intensifica pe creste, iar temperaturile în ușoară scădere vor fi cuprinse între 8 grade și 17 grade, cea mai ridicată valoare va fi în Stâna de Vale. Ca în fiecare seară de duminică, șef Dan Erbărescu ne invită în bucătăria lui. Bine te-am regăsit, Dan! Bine v-am regăsit! Astăzi am o rețetă specială pe care o voi pregăti. Este o rețetă scandinavă ce are la bază pește afumat. Am ales un macrou afumat și aroma lui va da o savoare foarte interesantă acestei salate. Ingredientele de bază sunt următoarele: salată, un amestec de salată mediteranean, să-i spunem, rucola, peștele afumat, miez de nucă și voi face o combinație de dressing din sos de hrean și smântână. Am să amestec rucola și salata, numai că fiind foarte mare, e bine să mai rupem, să facem
bucățelele mai mici, iar rucola întotdeauna trebuie ruptă, pentru că este foarte lungă și greu de mâncat. Bun, am adăugat rucola și un amestec de salată. Separat, am să fac un dressing din ulei și suc de lămâie. Este dressingul de bază pentru salatele simple. Este foarte interesant la acest dressing și veți vedea când veți pregăti acasă. În momentul în care am stors sucul de lămâie într-un castronel și adăugăm ulei, batem rapid cu o lingură sau cu un tel mititel și o să vedeți cum se îngroașă de la sine acest sos. Separat am să pregătesc amestecul de sos de crean și smântână. Adaug o lingură mare de smântână și o lingură mare de crean, de sos de crean. Amestecăm foarte bine până când se omogenizează. În această farfurie specială pentru salată am să montez toate ingredientele, dar miezul de nucă nu-l voi lăsa așa întreg, ci am să-l mărunțesc. Combinația este foarte interesantă, pește afumat, miez de nucă, sos de hrean. O să vedeți că e genială combinația. Montarea este foarte simplă. Când adăugăm ingredientele în farfurie, trebuie să le dăm volum, să nu fie teșite. Adaug dressingul din ulei și suc de lămâie. Un praf de sare. Foarte, foarte puțină sare, pentru că peștele afumat este sărat. Iar peștele voi tăia bucăți mai mici. Încerc să le pregătesc cuburi, cât de cât să aibă aceeași formă, pentru că întotdeauna contează și geometria în farfurie, nu doar cromatica și gustul. Circa 100 de grame de pește afumat pentru o salată este suficient. Așa, am adăugat și peștele. Și acum am să adaug o lingură mare de sos de hrean și smântână. Acesta a fost preparatul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Sper să vă placă combinația aleasă de mine și nu rămâne altceva de făcut decât să vă spun poftă bună pe data viitoare. La revedere! Într-un orășel din Statele Unite, câțiva seniori curajoși au decis să ia taurul de coarne la figurat, dar și la propriu. Ole este un mamifer special cu reale calități terapeutice. Are 16 ani, este blând ca o căprioară și reprezintă o adevărată infuzie de veselie și de adrenalină pentru vârstnicii care trec pragul centrului de socializare. Un cunoscut călăreț de rodeo s-a gândit să-i ofere lui Ole un taur de o tonă, ce a fost în trecut regele confruntărilor din arenă, puțină distracție, acum când este proaspăt pensionar. Iar seniorii, prezenți în număr mare în centrul de socializare, îi primesc cu entuziasm de fiecare dată când le trec pragul. De altfel, când Ole își face apariția, toată lumea se arată dornică de distracție, iar curajul devine cuvântul de ordine. Trebuie să recunoaștem că e nevoie de mult spirit de aventură ca să te urci pe un taur, fie el ceva mai pacifist din fire. Fără îndoială, acest sport poate fi complicat și periculos chiar și pentru profesioniști, însă seniorii amatori de senzații tari dovedesc că viața poate fi amuzantă și frumoasă la orice vârstă. Doamnelor și domnilor, emisiunea Vremea Ta a ajuns la final. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook sau pe YouTube. Vă las acum să admirați imaginea zilei și vă doresc o seară frumoasă și o nouă săptămână cât mai ușoară.